În timp ce majoritatea producătorilor auto tradiționali au niște prețuri extrem de mari pentru mașinile electrice, Tesla i-a lovit din nou săptămâna trecută când a redus prețurile a doua oară în acest an. Față de ianuarie 2023, când au fost reduse masiv prețurile atât la Model 3 cât și la Model Y, acum sunt trei modificări de prețuri la Model 3 și una la Model Y. Cu aceste noi reduceri, prețul cel mai mic din Europa pentru Model 3 este în Spania, unde Standard Range costă doar 39.990 de euro. În România, reducerile față de ianuarie 2023 sunt de 3.000 de euro pentru Model 3 Standard Range și Long Range, 6.000 de euro pentru Model 3 Performance și 4.000 de euro la Model Y Performance. Se speculează că principalul motiv pentru aceste reduceri ar fi că Tesla pregătește un nou Model 3 spre sfârșit de an, un fel de facelift cu nume de cod intern, proiectul Highland. Imagini cu acest nou model au apărut încă de la sfârșitul anului trecut, dar mașina purta un camuflaj atât în partea frontală cât și în partea din spate. Această nouă poză care a apărut pe internet în aceeași săptămână cu ultimele reduceri de prețuri dezvăluie o mare parte din schimbările frontale, dar din cauza că mașina este totuși acoperită foarte mult de acea prelată, este destul de greu să-ți imaginezi cum ar arăta toată mașina. Din fericire, au apărut mai multe randări pe baza acestei fotografii și ne putem face o idee mult mai bună despre cum ar putea să arate acest nou Model 3. Enjoy!